Mulți dintre giurgiuveni sunt nemulțumiți pentru că atunci când vin să plătească după ce au fost vizitați de angajații de la control fiscal, trebuie să fie verificați din mai multe puncte de vedere și li se impută pe lângă suma restantă și plata amenzii. Le înțeleg nemulțumirea celor care vin la ghișeele noastre să plătească taxele și impozitele și sunt ulterior trimiși la birourile de specialitate pentru a completa documentația, dar ei trebuie să știe că au termen 30 de zile pentru a declara orice modificare adusă patrimoniului pe care îl dețin. Ignoră amenziile și consecințele legii, deși actul normativ prevede că declararea bunurilor spre impunere se face în termen de 30 de zile de la achiziționare. Și acest lucru reiese dintr-o statistică recentă a direcției care ne arată numărul celor care au fost amendați pentru nedepunerea în termen a documentelor necesare impunerii. Anul trecut s-au aplicat amenzi în valoare de aproape 8.000 de lei, dublu față de cuantumul amenzilor din 2012. Dacă facem o statistică, anul trecut am descoperit bunuri neimpuse care au fost necesară impunerea unui miliard de lei. Deci, practic, am găsit bunuri ale căror impozite au totalizat un miliard de lei vechi, sume care au venit la bugetul local. Deci, practic, ei au eludat, uitat, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, să declare niște bunuri. În ceea ce privește recuperarea acestor sume, mai ales de la agenții economici, se apelează la executarea silită, iar termenul în care aceste debite sunt încasate este situat undeva între 3 și 6 luni. Amenziile pentru firme sunt cuprinse între 240 și 960 de lei, iar la persoanele fizice între 60 de lei și 240 de lei.